I-am cunoscut acum mai bine de o lună când pe fața lor se citea tristețea și neputința. O veste groaznică îi lovise ca un trăsnet și simțeau că viața li se năruie. Am aflat povestea micuței Lorena Rădulescu atunci în vârstă de doar 3 săptămâni. Suferea de o gravă malformație cardiacă și în câteva zile trebuia să ajungă în Germania la operația salvatoare, dar părinții nu aveau banii necesari. V-am prezentat cazul lor și dumneavoastră în speranța că nu veți rămâne indiferenți și am avut dreptate. Lorena a ajuns la operație, iar acum gângurește fericită în pătuțul ei de acasă. Mama fetiței Flori Rădulescu ne-a povestit astăzi prin ce experiență a trecut și cum a descoperit solidaritatea umană. Vreau să încep cu niște mulțumiri. Să-i mulțumesc domnului Beianu, în primul rând că ne-a ajutat și cu dumnealui cu ceva bănuți, și în al doilea rând că am cunoscut echipa Valahia, care pentru mine acum ei sunt în sufletul meu și sunt chiar prieteni și familia mea. Datorită lor am cunoscut și oameni care ne-au ajutat la rândul lor cu bănuți, de am putut să ajungem. Și datorită oamenilor, în general, am ajuns în Germania, pentru că altfel, fără ei, nu aveam cum. Următorul pas pe care trebuie să-l facă este o nouă intervenție în septembrie și trebuie să îi ajutăm în continuare. Mâine seară la Valahia TV veți putea urmări un reportaj special realizat acasă la familia Rădulescu în satul Trestieni.